Parcă m-a lovit cu ceva în moalele capului. Încerc să prind sensul cuvintelor care îmi bubuie în creier, precum picătura chinezească. M-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit. M-am îndrăgostit. Simt cum mă preling undeva în afara timpului prezent, dincolo de mine și de locul acesta, care dintr-o dată îmi este străin. Sunt eu, dar nu mai sunt aici. Mă decorporalizez și mă privesc din altă dimensiune. Una ireală și fără culoare, lovită și speriată, fără busolă și direcție, cu 1000 de gânduri care mă asaltează necontenit. În jur, o mare liniște. Și el. Se uită la mine cu milă, încercând parcă să-și ia cuvintele înapoi. Privesc în sus, în ochii lui și îl întreb șoptit. Și eu? Și eu ce să fac? Clatină din cap, în timp ce buzele mai mult schițează cuvintele pe care le rostește. Nu știu. Plec pentru o oră. Mă duc să mă plimb pentru că nu mai suport să te văd așa. Așa cum? Întreb disperată, uluită și fără să înțeleg o noimă din ce mi se întâmplă. Îmi înfig adânc unghiile în palme ca să mă conving că sunt trează. Se pare că nu visez. Deși, îmi spun, s-a mai întâmplat să simt durerea în vis. Voiam să alerg, dar abia puteam să mișc picioarele. Și aveam și dureri în gambe, erau atât de puternice încât îmi curgeau lacrimile. Te las să te aduni, adăugă Sebastian cu o față de mă întrebam dacă n-ar fi fost cazul să mi se facă milă. Să mă adun, gândesc, privind în jurul meu căutând parcă cioburile împrăștiate. Mă lasă singură. Și simt cum se cască pământul sub picioare. Cad în genunchi cu mâinile încleștate și, deși vreau să urlu, abia mi-aud glasul răgușit. Pleci pentru totdeauna, nu doar pentru o oră. Nu știu cât stau prăbușită pe podea, cu gândurile aiurea, cu lacrimile și roindu-mi pe obraji, goală pe dinăuntru și îmbrăcată în zdrențe pe din afară. Pentru că așa mă simt. Probabil, acesta este sentimentul pe care îl încerci atunci când ești părăsit. Niciun om nu te lasă pentru că ești cea mai frumoasă, cea mai dragă sau cea mai bună persoană din viața lui. Niciun om nu se îndrăgostește de o altă persoană dacă deja iubește una. Eu nu sunt iubită. Nu mai sunt dorită. Cum ți se schimbă viața, așa, doar prin rostirea două cuvinte. Cu puțin timp în urmă, credeam că știu ce înseamnă fericirea și nici nu bănuiam că lumea îmi va fi dată peste cap chiar de el, chiar de el cu care îmi spuneam că o voi împărți. Acum îmi spun că împărțeam doar iluzii. Mă ridic încet și, sprijinindu-mă de canapea, mă îndrept spre oglinda de deasupra șemineului. Cristalul reflectă pe altcineva. Un alt chip mă privește dincolo de sticlă, un chip buimag și trist, din care parcă viața s-a scurs. Palidă și cu ochii încercănați mă privesc. Și încerc să găsesc răspunsuri la întrebări nepuse.
Construiesc scenarii care să mă convingă că lucrurile astea nu mi se întâmplă mie. Fac asta chiar dacă realizez că orice îmi spun este doar pentru mintea mea bolnavă de dorință, de dorința de a fi mințită. Nu. Nu. Nu, nu este adevărat. Poate visez. Sau poate doar se joacă cu mine. Se va întoarce. Se va întoarce. Se va întoarce și mă va lua în brațe. Ne vom învârti și totul în jur se va învârti odată cu noi. Vom râde ca niște nebuni, iar când se va face ora prânzului, vom merge împreună să luăm pe Matei de la școală. Matei. În nebunia celor întâmplate am uitat cu totul de copil. Fiul meu și al lui, Doamne, are doar 7 ani. Cum să-i spun că tati pleacă și nu mai iubește pe mami? Gândurile vin și pleacă de-a valma, dar am senzația că totul în jurul meu se derulează cu încetinitorul, ca într-un film în care joacă Jim Carrey. Nu-mi place deloc Jim Carrey. Strâmbăturile lui mă aduc la exasperare. E caragios și nu mă amuză deloc. Ciudat, nu? Că mă pot gândi acum la Jim. Cu siguranță, un psiholog ar spune că sunt în perioada de negare și că mintea mea se agață de orice gând care ar putea să o ducă departe de șocul trăit. Mă uit din nou în oglindă. Sunt frumoasă. Fața cu pielea creolă încadrată de buclele arămii, ochii mari și verzi. Nu sufăr de narcisism, doar știu că sunt frumoasă, pentru că văd și eu și pentru că mi se spune des asta. Și atunci, cum poate Sebastian să nu mă iubească? Cum poate să se îndrăgostească de alta?